Sunt filme când vine medicul și bagă apul. Sau, mă rog. E film. Așa. Și sau de un fâsit, așa, și se eliberează de presiune cutia toracică. Dar dumneavoastră n-aveți ce să-i faceți. Sunt două posibilități. Ori să respire foarte greu, da? Ori încet, încet, depinde de cât de gravă e leziunea, să nu mai respire. Poate să oprească, bineînțeles, poate să oprească respirația. Să apară stopul respirator și ulterior și stopul cardiac. La fel cum și o hemoragie internă abdominală poate să dea stopul cardiac, da? Faptul că sângele nu mai ajunge cu cât trebuie la inimă, apare stopul. Trecem la practică? Nu? Casa, vorbeam. Încep să... Înceapă domnul. Nu trebuie degeaba, pentru că a fost un accident recent de tipul ăsta. La poligraful, mai exact, cu minare pix, deși amintesc. Da, și s-a dat cep. Carter, acum n-ar mai fi trebuit. De-aia trebuie. Dar cine i-a dat? Cineva care avea cunoștință medicală. Păi, nu de prim ajutor, așa... Pe nou, înainte să vină salvare. Păi, înainte să vină salvare, dar poate a fost să mai întâmplă la accidente să se mai oprească din trafic cât un medic, cu ceva și să facă... Dar eu cred că un om de rând așa, nu știu dacă s-ar băga. Bine, nu se dă nici la nimerea. Păi, bineînțeles, bine, și astea se dau într-o anumită zonă. Spațiul, de exemplu, la... Toracostomă, de exemplu, 4-5 intercostal. Da? Deci la termen medical. Pe linia medio-axilară. Axială. Axilară. Medio-axială. Dar asta nu vă sfătuiesc să încercați, că nu e de glumă cu așa ceva. Poate n-are decât, să zic, o mică leziune, eu știu, și introducându-i ceva, ai perforat și plămânul, da? Și atunci... Să avem probleme cu legea după aia. Păi da. Păi...